Șapte urmăriți naționali au fost depistați într-o singură zi pe raza județului Timiș. Cei șapte bărbați primiseră sentințele judecătorești, dar nu s-au prezentat la penitenciar pentru ispășirea pedepselor. Cinci au fost depistați în trafic, iar doi au fost ridicați de la domiciliu, spune purtătorul de cuvânt al poliției Timiș, Alexandra Petrovici. Cu toții aveau pe numele lor mandate de executare a pedepsei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cinci dintre bărbați urmăriți național, cu vârste de 22, 27, 31, 42 și 46 de ani, au fost depistați de polițiștii din Făget pe raza localității Coșevița. Ei erau condamnați la 2 ani de închisoare, respectiv 2 ani și 6 luni pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Toți au fost introduși în penitenciarul Timișoara pentru executarea pedepsei.